Bine v-am regăsit, dragii mei! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Socială, vom descoperi împreună importanța drepturilor culturale ale omului. O resursă pentru clasa a șasea. Știați că drepturile culturale fac parte din drepturile recunoscute oricărui om prin Declarația Drepturilor Omului din 1948, declarație semnată de toate statele globului pământesc? Ne reamintim că drepturile omului sunt clasificate în mai multe categorii și anume drepturi civile, drepturi politice, drepturi economice și drepturi culturale. Drepturile civile se referă la dreptul la viață, dreptul la libertatea și securitatea persoanei. Continuați voi cu cel puțin un exemplu la această categorie de drepturi. Continuăm cu drepturile politice care se referă la dreptul de a vota și de a fi votat, libertatea de expresie și continuați cu cel puțin un exemplu și la această categorie. Continuăm cu drepturile economice, precum dreptul la proprietate, dreptul la muncă. Ce alte drepturi economice mai cunoașteți? Dați exemple. Și am ajuns la drepturile culturale care se referă la dreptul de a participa la viața culturală, dreptul de a beneficia de propriile creații, continuați și exemplificați drepturile culturale pe care le cunoașteți. Foarte bine! Accesul la cultură este un drept deosebit de important pentru orice persoană și de aceea este un drept garantat și în Constituția României. Ce sunt drepturile culturale? Drepturile culturale se referă la artă și cultură. Oamenii și comunitățile au acces la cultură, iar accesul la cultură se referă la limba unui popor, la moștenirea culturală, la accesul minorităților la cultură, la conservarea diverselor culturi sau la producția culturală. Drepturile culturale Apără o parte importantă a umanității, ne apără istoria și ceea ce suntem noi astăzi. Documentele care apără și promovează drepturile culturale ale omului sunt Constituția României, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Declarația Universală UNESCO asupra diversității culturale. Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității de expresie culturală. Aceste documente oferă fiecarei persoane dreptul de a contribui la dezvoltarea culturală, nu numai a țării sale, dar și a țării în care destinul îl duce. În statele în care există minorități, persoanele care aparțin acestor minorități au dreptul de a avea propria viață culturală. Au dreptul de a folosi limba în public și dreptul de a lua parte la deciziile privind viața lor culturală. Opriți filmarea pentru a citi două fragmente din două documente internaționale cu privire la drepturile culturale ale omului articolul 27 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a comunității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerea lui. Al doilea fragment, articolul 15 din Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Statele părți la prezentul pact Recunosc fiecare dreptul de a participa la viața culturală, de a beneficia de progresul științific și de aplicațiile sale. Comparați cele două fragmente din cele două documente internaționale citate. Ce ați constatat? Foarte bine! Uniunea Europeană sprijină cultura iar principalul program prin care Comisia Europeană susține acest sector este Europa Creativă. Un prim obiectiv al acestui program este protejarea, dezvoltarea și promovarea diversității și a patrimoniului cultural și lingvistic european. Programul Europa Creativă este împărțit în trei componente. Componenta cultură, componenta media, și componenta transectorială, care reprezintă o colaborare dintre cultură și creație. Noi astăzi ne oprim asupra componentei cultură, care sprijină sectoarele culturale și creative, printre care muzica, literatura, arhitectura, patrimoniul cultural, artele spectacolului. Vă împărțiți în cinci grupe. Fiecare grupă va analiza timp de 10 minute câte un sector al culturii românești. Este timpul să scoateți în evidență bogăția culturii românești care ar putea fi valorificată în cadrul programului Europa Creativă. La expirarea timpului, fiecare grupă va prezenta o personalitate, un obiectiv turistic, un festival care considerați voi că trebuie promovat la nivel european. Foarte bine! V-ați descurcat? Minunat! Cultura ne face să ne simțim diferiți și unici. Nu uitați să modelați viitorul prin promovarea culturii. Pe curând!